În analiza fenomenului tragic al subordonării găvazii totale a societății românești de către ideologia marxist-comunistă de coloratură ceaușistă, s-a trecut ușor cu vederea peste un moment deosebit de important, care, la o focalizare mai insistentă, se descoperă ca sursa originară a tuturor relelor ideologice și nu numai de mai târziu. E vorba de un funest document elaborat și prezentat în data de 6 iulie 1971 în cadrul ședinței Comitetului Executiv, instanță colectivă de conducere a PCR, situată la nivel decizional între Biroul Politic și Comitetul Central. Documentul, publicat spre oroarea românilor, cât de cât normal, în sinistrul oficios Scânteia, a doua zi, deci în 7 iulie 1971, cuprindea un program de măsuri ce pretindeau a conduce la îmbunătățirea activității politico-ideologice de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Cele 17 propuneri de măsuri ce alcătuiau nucleul imunului document consfințeau practic, dar și de o manieră brutală, sfârșitul cacii al marii liberalizări, inițiate de Nicolae Ceaușescu în vara lui 1965. Istoriografia a înregistrat momentul, nu fără o doză de umor negru, specialitatea casei la români, sub apelativul de tezele din iulie sau tezele din 7-7-71. Ele s-au născut din impulsul paranoic al unui dictator ce își legitima astfel actul de naștere, pe fundalul unei societăți românești istovite de deceniul de teroare stalinistă, abuzată apoi de fantoma unei relative normalizări, oricum cu un sistem imunitar extrem de debil, de unde și absența unor reacții consistente. Ideea faimoaselor teze a prins contur în urma unei vizite a lui Ceaușescu, efectuată cu puține săptămâni înainte în China, Coreea, Mongolia și Vietnam. Minunile văzute acolo, mase umane imense, reduse la stadiul de entități amorfe, deprivate de orice caracteristici personalizante, executând orbește ridicole coregrafie încomiastice, trebuie să fi trezit și exaltat propensiunile dictatoriale până atunci latente ale liderului din Scornicești, care și-a propus nici una, nici două să transpună cele văzute acolo și în România, țară europeană totuși, cu locuitor latin, cu vocație individualistă și spirit critic. De aici și tortura antagonică la care avea să fie supusă societatea românească, cu brutalitatea și rapiditatea unei metastaze. Iată-i și etapele. Mai întâi, înghețul ideologic și risipirea, așa cum spuneam, a speranței unei minime liberalizări. Oricum, departe de modelul primăverii de la Praga, un standard de normalitate socială de nesperat pentru noi atunci. Apoi, sufocarea vieții culturale-artistice și înlocuirea ei cu acea de tristă pomenire clonă chinezo-coreană denumită Cântarea României. În fine, preluarea prin mecanismele ideologice emanate de tezele din iulie, ca prin tentaculele unei caracatițe invizibile, a controlului aproape total asupra societății și individului, manipularea ideologică fiind preludiul condiționărilor economice dureroase de mai târziu, în anii 80. Abia când s-a ajuns la stomac, lumea începe să vocifereze, dar era târziu, răul originar fusese comis în acel 7-7-71 și toată deriva absurdă a societății acolo își găsea sorgintea. Dar, la urma urmelor, ce conținea acel document de la a cărui moșire s-au împlinit vara aceasta exact 40 de ani? Lectura sa detașată de astăzi ne dezvăluie un document primitiv, prost redactat, prolix, cu repetiții supărătoare și, în cele din urmă, sărac în idei, sărac, dar toxic. Făcând o sinteză a celor 17 propuneri, putem extrage câteva lucruri. În primul rând, programul statua, în termeni neechivoci și definitivi, poziția monoteistă absolută a partidului, care devenea totul în toate, un fetiș monstruos ce elimina orice pretenție firească individualistă. Ceea ce constituia însă un paravan perfect
pentru întronarea dictaturii unei singure persoane și a unei mici camarile tolerate. Persoana umană devine un simplu executant partinic, chiar și atunci când încearcă să facă artă și cultură, apanaj al libertății. O poate face, dar doar în limitele trasate ideologic. Orice libertate și inițiativă personală sunt excluse. Ateismul e reafirmat ca pivot al propagandei oficiale. Intimitatea creatoare și reflexivă a individului e caterisită. El e o unealtă a politicii partidului, producător doar de bunuri materiale. Celelalte, de tip intelectual-cultural, sunt invalidate. Tezele din iulie declară un război pe față culturii și artei, pândite, nu, de influențe imperialiste, retrograde, burgheze. Redacțiile ziarelor literare sunt schimbate masiv, sunt promovați politrucii condiționați ce impun orientări haotice, într-un adevărat talmeș-balmeș, când naționaliste, când marxist-leniniste, care sunt în esența lor internaționaliste. Filmele străine, mai ales cele polițiste ori de aventuri, sunt drastic cenzurate, iar muzica, vai, muzica prea decadentă, e de-a dreptul interzisă. Topurile muzicale de la săptămână sau de la radio dispar, iar Rolling Stones sau Beatles devin dușmani ai eticii și moralei revoluționare. În iulie 71 ne-am întors în cel mai grobian stalinism ideologic. O halcă importantă a părâtelor teze din iulie e consacrată obsesiv purificării și mântuirii, în termenii ceaușismului delirant, a tineretului, care trebuie ferit cu strictețe de nemuncă, parazitism, cosmopolitism, diferite mode artistice din lumea capitalistă. Chiar se preconiza interzicerea băuturilor alcoolice în toate localurile distractive pentru tineret, a se citi aici, în cele câteva prăpădite de discoteci din acea vreme. Ciudat, dar asta era o propunere inspirată chiar de la capitaliștii americani, cu a lor prohibiție antebelică, în niciun caz de la sovietici. Dar vașnicii culturnici, în opera de traducere în viața tezelor, merg și mai departe. Pe lângă amărâtele pistoale Carpați, milițienii ceaușiști primesc în dotare o nouă armă, de data aceasta redutabilă, foarfeca. Cu ea ciumpăvesc pletele și bărbile băieților, franjurează blugi ambisex și taie mini-jupele, dar culmea și maxi-jupele. Fustele trebuiau să fie fix până la genunchi. Aici apucăturile regimului deveneau fascistoide. Elevii și studenții cei frumoși ai țării erau hingeriți pe străzi și urcați în dube pentru a fi tunși și umiliți. O rușine! E bine ca generațiile de aia să afle ce ticăloșii au comis nomenclaturiștii de atunci. Unii, mereu printre noi, ne învață azi liberalism și democrație. Și acestea toate în numele unor teze ideologice, falimentare, care au urmărit să pervertească natura umană și chipul de libertate a lui Dumnezeu în om, pentru a crea un mutant antichristic, de-l doreau omul cel nou, dar care s-a dovedit a nu fi altceva decât strigoiul jalnic al unui avorton produs de niște minți satanice.